Nu sé, eu... Un sfat pentru a avea succes un imigrant, n-aș ști ce să spună, n-aș ști ce sfat să-i dau, dar putea să-i dau un sfat un imigrant pentru a deveni scriitor. Asta este o... Așa, pe asta era întrebarea. Chestiune, da, bun. Și pentru un imigrant, în general, l'unic consell e că nu se deși mai... Un imigrant niciodată să... Să nu lase să-i se spună că este mai puțin, că prețuiește mai puțin decât persoanele pe care le are în jur. Eu când eram mică și spuneam că vreau să fiu scriitoare, existau persoane care izbucneau în râs, existau oameni care râdeau. Și pățea chestia asta. Pentru că, no, imigrani... Și pare, îmi sembla mult bună la pregunta. Sí. Și una pregunta interesantă. Și când, când a câștigat Gloria? Când... Gloria. A quan vas guanyar-te la Gloria? Jo no m'he guanyat la Gloria, jo aniré a l'inferno. Dice que atunci când o să mor, se duc în iad. În iad. Și criticii, care este relația ei cu criticii? Quina és la teva relació amb els crítics, amb la crítica? Intento no tenir relació. Încerca să nu aibă niciun fel de relație. Dar ei, evident că au o relație cu cartea mea. I ara mateix no em puc queixar de les crítiques que han sortit del llibre, perquè totes eren força bones. Si pots repetir una miqueta? Que no em puc queixar de les... Dice que no se poate plânge de criticile de până acum, fiindcă au fost în genere foarte bune. Și sper că următorul roman deja să-și demonstreze dragostea pentru mine. Și un scriitor, ca să ajungă celebru, trebuie neapărat să meargă la toate emisiunile de televiziune? Per a esdevenir famós, un escriptor ha d'anar a tots els programes televisius, no sé, per... No, jo crec que l'escriptor ha d'acompanyar el llibre a aquelles entrevistes que siguin per parlar del llibre. Jo crec que trebuie, mă rog, să însoțească cartea pentru a o promova și că trebuie să se ducă în consecință la acele emisiuni unde trebuie vorbit despre carte. Però pot ser molt perillós. Dar e foarte periculos să te apuci să faci tot soiul de lucruri care nu au nicio legătură cu cartea și să apari așa la televizor. Pur și simplu. Dar televiziunea îți poate ruba l'anima, bă. Televiziunea îți poate fura sufletul. Cum poate un scriitor să intre în universalitate? Si scriu des del particular. Nu cred că e nevoie de traducere, nu? Dacă scrie dintr-o perspectivă particulară. Eu cred că atunci când scrii din particularitatea ta, din ceea ce ți este mai propriu, atunci abia reușești să transmiți un mesaj universal. Mersi! Gracias. Gracias. Un problema.